Oameni buni, am întors în direct, iar alături de noi celebru Ovidiu Anton, îl cunoașteți bine, oameni buni, de la, mama, ai luat privirea de dur așa, de la musicalul School of Rock, îl cunoașteți și de la Eurovision, și de la Mamaia, și de la Crizantema de Aur, de peste tot. Și de la Cerbul de Aur. Și de la Cerbul de Aur. Și de la Școala Vedetelor. E, vedeți? Și de la Măruță. E, vedeți? Ovidiu Anton, oameni buni, își lansează albumul de rock și a venit cu băieții aceștia foarte duri și pletoși, exact cum sunt rockerii. Așa eram și eu pe vremuri, să știi? Și eu pe vremuri. Exact, așa. Și când e albumul? Spune-ne. Păi albumul Anton se lansează pe 11 iunie la Quantic, se numește Templul Tăcerii și este realizat cu acești oameni minunați. Vă așteptăm acolo, l-avem invitat și pe Alin Moise. O să fie momente recitative din poezia lui Lucian Cojocaru, recitate de Flaviu Crișan, Cristian Hrubaru, deci un moment, Claudiu Cârțână. Un moment, cum se spune, cu destul de multă pasiune acolo și bucurie. Da, un moment... Ai luat pe băieții de la Rock FM, nu? Păi noi suntem cumva... Oricum suntem legați, pentru că și înainte să fim prieteni, Rock FM mi-a difuzat toate single-urile în premiere. Dar pe albumul Anton există și bonus track, imnul oficial Bikers for Humanity România, așa că avem acolo frații noștri cu Cristian Hrubaru în frunte, pentru că fac foarte multe fapte bune pentru copii. Și sângele de rocker, iau campania cu să donez sânge de rocker. Foarte frumos. Iar acum, deci, practic, lansarea asta are loc, cum spuneam, duminică, da? Nu, lansarea asta are loc pe 11 iunie. Și 11 iunie nu cade într-o duminică? Este sâmbătă. Bine, vezi, la Quantic. Eu. 11 iunie la Quantic, cei care se uită la noi pot să vină acolo? Bineînțeles. Nu e cu restrâns așa, adică poate să vină. Nu, să fie, păi tocmai de-aia am așteptat cu acest album toată pandemia, ca să fie lansat într-o manieră rock, cu oamenii aproape, cu cât mai multă lume, cu pumnul drept strâns, cum se cântă Anton. Foarte frumos. Omul ăsta este mega talentat, oameni buni. Sunt convins că mulți l-ați văzut și în musicalul School of Rock, cum spuneam ceva mai devreme, dar îl știți și de la tot felul de festivaluri. Ești foarte tare. S-a terminat cu musicalul? E în pauză deocamdată? Cel puțin acum este în pauză, da. Așteptăm vești noi, dar a fost oricum o experiență extraordinară. Foarte bun, iar tu ești foarte bun. Haideți să-i cunoaștem și pe băieți, că tot de aia s-au venit și ei să uită poate și neamurile lor la ei să-i vadă. La chitară Andrei Bogdan, Iulian Bugheșiu tot la chitară. Stai un pic, când ai zăpăcit așa și îl zăpățești pe acolo. Deci aici îl avem pe... Nu, fii atent. Aici, deci, aici în dreapta mea îl avem pe Iulian Bugheșiu la chitară. Perfect. La tobe, nu, imediat. La tobe, Fernando Drăgănici, cu o tobă extraordinar de frumoasă. Asta e, și spuneam că de multe ori vin artiști aici și vin doar cu bucățica asta mică de tobă. Acum m-a venit cu tot setul. La chitară, bas, Dani Vlad. Dani Vlad, fă și tu, broc. Exact. Și... și iarăși la chitară Andrei Bogdan. Perfect. Deci, oameni buni, oamenii ăștia sunt alături de Ovidiu Anton, iar eu vă spun că merită să-l ascultați. Un mega tip și un super artist talentat. Să ai succes și îți mulțumim mult de tot că ai venit pe la noi. Și te așteptăm cu mare drag oricând. Iar dumneavoastră, celor de acasă, oameni buni, nu uitați, mâine la ora 3 ne întâlnim la emisiune. Fiind vineri, ce credeți că avem? Sosurile picante. Cine vine la sosurile picante? Mamă, mamă, doar ce vă spun doar atât, că e o doamnă, o domnișoară, dar nu vă spun mai multe. E foarte sexy și o să aibă foarte multe lucruri de spus. Iar dacă în seara asta vreți să faceți ceva, puteți, de exemplu, să navigați pe YouTube, căutați canalul de YouTube Acasă la Măruță și acolo puteți să vedeți cel mai recent podcast cu Cerebel. Sunt convins că o să vă placă, sunt lucruri interesante de povestit și de arătat. Mai vrei să zici ceva? Premieră, oricât de frumoasă ar fi, doamna, piesa noastră se numește Jurăminte. Aici la tine în premieră, ai grijă ce jurăminte faci. Jurăminte? Nu, n-am cum să mă bag acolo, pentru că este o doamnă pe care telespectatorii, te le mai dau un indiciu, au văzut-o și la Survivor. Nu spun mai multe, Greta. Mâine la ora 3 vă așteptăm la emisiune. Până atunci, bucurați-vă de artiștii aceștia talentați, așa că trăiască rock-ul!
înseamnă în cenușa vremii doar un colț din poza ta. Forme în care am crezut acum par doar un joc. Poate n-am avut noroc. Jurăminte pe care le-ai uitat. Jurăminte pe care parfumul său.